Reaprinde-ți candila în cășcioare, lângă busuiocul cel mere. Degerat la mâini și la picioare, se-ntoarce acasă Dumnezeu. Doamne, cel din slăvire creștine, ce păcate oare ai săvârșit, că te-au dus acolo și pe tine în Siberii fără de sfârșit? Doamne, cel din slăvire creștine, ce păcate oare ai săvârșit, că te-au dus acolo și pe tine în Siberii fără de sfârșit? Poate de ieri, Doamne, de sus, cu plântețe măreață, frigul ninge și pustiul plouă. Degerată-mi este inima, Doamne, bine nu ne-a fost nici nouă, fără sfatul și lumina ta. Acest muzeu nu este pentru a ne răzbuna. Acest muzeu nu este pentru a arăta cu degetul la cineva. Acest muzeu este pentru a comemora în liniște memoria celor omorâți. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Ciobanu, domnului Mihai Tașcă, tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui modest muzeu, care este primul pas. Și sper că în curând vor mai apărea muzee la fel de bune, poate și mai bune, poate și în spații mult mai mari, fiindcă noi avem o istorie mare, de mii de ani. Avem o istorie cu care ne mândrim, dar în același timp nu trebuie să uităm trecutul. Și cum spunea un ucrainean Ivan Dragi, cu cât mai tare ne calcă picioare, cu atât mai adânc se duc rădăcinile noastre în acest pământ. Eu vă doresc dumneavoastră memorie bună și vă mulțumesc mult, în primul rând, celor care au venit, celor care au contribuit, celor care sunt alături de noi astăzi. Doamna Toșalar, vreau să te felicit, este un prim pas și cred că cei care afară astăzi au venit cu proteste pot veni în acest muzeu și să înțeleagă că sunt și alte adevăruri. Pentru mine, războiul 2 mondial a început data 22 iunie 1941. Nu se vorbea de 23 august 1939 despre Ribbentrop-Molotov. Nu se vorbea că la 1 septembrie 1939 s-a început al doilea război mondial, că s-a împărțit Polonia în mai multe părți, că Armata Roșie cu Wehrmachtul fascist au împărțit Europa și au ajuns și la noi, în Basarabia, la 28 iunie 1940. În multe discuții care am, și chiar și cu generația tânără, se vorbește de ce voi, generația asta, nu mai recunoașteți 9 mai. Eu ne-am spus că 9 mai pentru noi este o mare victorie asupra fascismului și ne închinăm în fața la toți cei care au contribuit la distrugerea lui. Dar noi vrem să știm ce a fost pe 10 mai. Ce s-a întâmplat mai departe cu eliberatorii noștri care au uitat să se elibereze de ei înțele. Și cunoaștem cu toți
acea tristă filă din istoria Republicii Moldova sau Basarabiei, când sute de mii de cetățeni erau duși în Siberia și mulți ei nu s-au mai întors. Noi trebuie să ne construim viitorul. Pentru aceasta este foarte important să cunoaștem trecutul nostru.